Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Eu sunt Mihai Ghiță, iată pentru început titlurile. Asta e România! Țara moților e țara poveștilor. În cel mai mic cătun e loc pentru oameni cu suflet mare. Oamenii rămân foarte uniți între ei, să știți. Tradițiile s-au păstrat și se păstrează în continuare. Cred că prin asta ne arătăm noi că suntem moți cu adevărat, păstrând tradițiile. Ne-am întâlnit în Germania, la muncă, de acolo am continuat povestea. Și am ajuns aici, în cele din urmă. Acum o avem pe aceasta mică, are un an și jumătate. Tot ea este motivul pentru care ne-am orientat aici. Ați mai pleca la muncă în străinătate dacă ați fi nevoit? Nu, niciodată. De câte ori vorbesc de perioada aia, mă emoționez. Ce vă spunea copilul când vorbeați? Când e acasă, mamă. Atât. Și ce răspundeați? Mai durează puțin. Cât de puțin? Câte zile? Câte nopți, zice? Câte nopți o să mai treacă? Cu lecția străinătății bine învățată... Nu e așa ca la noi. Nu există conceptul de sărbători la ei. E altceva. La noi e poveste. S-au întors acasă. Au aflat că aici pământul rodește, dacă îi pui suflet. Cum vreți să fie banii? Mai mult și în buzunare, răspund românii în cor, dar guvernanția pentru noi o întrebare obsesivă. Cash sau card? Pe caiet ar răspunde cei mai săraci dintre noi. Să faci revoluție fiscală în țara în care 4 din 10 oameni n-au nicio treabă cu banca e ca și cum ai vrea să scoți bani cu cardul, dar ți-ai uitat PIN-ul. Asta avea să afle premierul, care și-a dorit să limiteze plata cash și să ne facă să ne scoatem de la saltea economiile. Noi așa am crescut cu banii cash și cu asta, așa suntem obișnuiți. Bancheș. Elementar și cronologic la bibilică, de ce mi-i interziști tu mie să folosesc bancnota? Pentru ce? N-am înțeles. Ce credeți că se urmărește? Domnule, banii mei. Fac ce vreau cu ei. Card. Ați folosit vreodată? Măcar să încercați? Nu. Știți cum arată un card? De la de sănătate. Nu de la de sănătate, de ăsta bancar. Păi n-am ce să fac eu cu cardul. Românul are, cred așa, o relație specială cu banul fizic. Adică sunt anumite tradiții pe care le are poporul român de... începând cu copilul care fură bani de la tasu când... nu știu, a venit tasu un pic mai vesel de la birt, nu mai știe exact câți bani are în buzunar și extrage pe ăla micul de acolo niște bani. Acum ce faci? Te duci... bagi mâna în buzunar și în loc de bani vezi carduri. Urât. Adică o să umble copiii cu POS-uri săraci să tragă de la tasul de pe card 10 lei sau 15 lei, că nu poți să iei cardul cu totul. Dar la colindat, uite că mi-ai dat o idee, la colindat ce facem? Păi, POS-ul... Cash sau card? Aceasta e întrebarea pe care o tot auzim de săptămâni bune, de când premierul a demarat campania anti-cash. Același premier căruia, în urmă cu ceva timp, într-o conferință de presă, îi ieșeau bancnotele înghesuite în buzunarul de la piept. Vis-a-vis de acel proiect de lege despre care spuneați și dumneavoastră, depus la Senat, prin care s-ar permite, iată, vânzarea pământului agricol și către străini. Lumea s-a căutat care prin buzunare, care pe subsaltele și a ales. Cu ce plătiți? Cash sau card? Cash. Pentru noi bătrânii, cred că e... cum e acum? Mă duc cu banii, dau acolo, mi-au materialul, atunci noi nu știm să plătim noi pe card, să plătim multe... Cash. Cash. De ce cash și nu pe card? Păi nu, da, avem nevoie de ei și stăm pe la ei pe bănci foarte mult. Stăm foarte mult după ei ca să-i ridicăm. Da. Și la magazine? Și la magazine tot cash, da. Cu
cum țineți bani? Păi cash. Pentru că așa e multă lume, mai ales la mediul urban, nu știu să umble cu cardul, cu ce dau ei, așa bani cash, te duci cash și pleci. Cel mai corect, așa e. Acest pensionar recunoaște că a îmbătrânit și bani la bancă n-a ținut vreodată. N-are nici bani, nici card și nici nevoie de el. Păi da, n-am nici card. N-am plătit numai cash. Am să cumpăr ceva, mă duc bani, dau bani în mână și-mi iau. Cu cardul, nu. N-am lucrat cu cardul și nici n-aș să lucrez. Ce mă duc să cu cardul, să-mi ia altul pinul și să-mi scoată banii în lipsă? Păi ăștia ce e vrăjeală mare. Cam că reușiți să puneți dumneavoastră deoparte. Păi ce să mai pui, doamne, nu mai pui nimic. Din contră, eu până la pensia următoarei mai m-am prumut că nu mi-ajungă. De când se știe, bruma de economii și o ține în cel mai ascuns loc din casă. Mai sigur, că vin vremuri de mă duc să mă iau de la card, așa și eu acolo, îi dau și-o și mi-a și o pâine, o pâine. Da, corect, așa e. Cel mai bine așa e. Dar ei au făcut treaba asta cu scop, au ei o ceva în bilaia lor. Cum s-a luat aia, stau și la mine și o saltea, nu? Suntem campioni la ținut banii la saltea. De cum crezi că s-a născut tradiția asta? De ce la saltea? Un loc în care stai nemișcat mai mult de 8 ore, cum se întâmplă în pat, nu există în casă. Deci pur și simplu, ca să-i ții cât mai aproape, efectiv ăla e locul în care petrești cel mai mult timp. Și totuși, premierul ne recomandă plata cu cardul și o limitare a plăților cu bani lichizi. Dacă o astfel de inițiativă ar fi implementată, persoanele fizice nu ar putea plăti mai mult de 5.000 de lei cash la o singură tranzacție, iar persoanele juridice ar avea această limitare la suma de 1.000 de lei, mai puțin la plățile de la marile magazine. Măsura este privită ca una de combatere a evaziunii fiscale, dar greu de aplicat în condițiile în care aproape jumătate dintre români nu au cont la bancă și dispunem de aproximativ 70 de bancomate la 100.000 de locuitori. Da, când trebuie să dai o șpagă din aia de 100.000 de euro, bă, am nevoie de o lună, că doar 5.000 de lei pe zi pot să scot. Până adun toți banii de șpagă, îți iei o lună, nu știu, trebuie să mai rogi un vecin, bă, scoate și tu ca să scap mai repede, ți dau eu înapoi. No. E complicat. În liga asta a șefilor de județ, consilii județene, e complicat să adungi paga aia prin scos de la bancomat. Că ară șoseaua. Dacă vin autoritățile și vă obligă să vă puneți banii pe card, ce faceți? Nu știu, zic și eu. Sau uite, nu mai aveți ce să mai faceți. Dacă nu învățați să folosiți cardul, nu mai mâncați, nu mai folosiți bani. Ce vă faceți? Iarbă. Cum? Mănânc iarbă. Deci mai bine ați mânca iarbă decât să folosiți cardul. E normal. Cu cardul nu vă descurcați? Cu cardul? Da. Nici nu vreau. De ce? Nu-mi place. De ce? Ce se întâmplă cu el? Aveți alergie? De ce? N-am alergie, n-am asta, dar nu... N-ai, mă duc, îmi iau, plătesc, fac și gata, cu asta am terminat. Ia, câți bani cash aveți acolo? Ai... Ai în trafic, ai... Vreo 20... Da, electrică. Ai, vreo 30 de lei. Și ce cumpărăți cu ei? Păi... Ce să cumpăr? Pâine? Din astea pentru mâncare, că în rest nu trăim, mai pâine în general. Dar dacă venitul dumneavoastră ar intra tot pe un card, ați ști să folosiți acel card? Nu. Dar dacă v-ar învăța cineva, sigur ați prinde mersul. Nu vreau să învăț. De ce? E ceva ce nu vă place la card? Nu-mi place. Ce nu vă place? E interesant. Vreau să-mi banii mei și vreau să-mi țin acolo pensia asta mică, că am muncit cât am muncit. Da, așa, și pensia asta mică, cine n-a muncit au pensii mari, cine au muncit au pensii mici și așa mai departe. Suntem în Teleorman, într-unul dintre satele în care oamenii sunt mai degrabă săraci decât bogați și unde și să vrei nu găsești ATM. Aici, în comună, dacă ai card, de unde scoți un bani? Vrei să cumperi? Poftim! Vii cu cardul. Ăsta ce nu poți să plătești cu cardul? În Cioronești, de unde începe comuna și până aici, e un bancomat? Și eu trebuie să plătesc în comision la bancă că mi-admisează cardul. Da. Este
vecinul sau eu și vreau să cumpăr ceva și vin aici la magazin cu cardul și nu pot să plătesc, nu pot să iau. Deci nu merge cardul aici? Nu, am zis că nu merge, dar elementar și cronologic la biblică, de ce mi-interzici tu mie să folosesc bancnota? Pentru ce? N-am înțeles. Ce credeți că se urmărește? Adică ce să fac? O globalizare, o mizerie, doar le știți și dumneavoastră și nu vreau să mai zic. Deci să, toate chestiile să cunosc, da? Omul e la curent cu tot ce se discută la palatele politice, mai ales la Victoria. Știe că guvernul voia să limiteze plata cash la 5.000 de lei. Acești bani oricum nu-i avea, dar de principiu e vorba. Cine știe? Mâine, poimâine, coboară ștacheta și ajung și salariile lor de subzistență să meargă numai pe card, se gândește Teleormăneanul. Deci eu nu s-a de acord cu fixarea, ca să faci de 5.000 de lei, că să faci de 1.000 de lei, că de, să ai ăsta în caserie de 50.000 să nu depășească. Dom'le, e banii mei. Fac ce vreau cu ei. Îți dau ție la bancă? Să-ți plătesc comisiunea. Pentru ce? Că îți ții tu banii mei în bancă? Păi îi ții și în buzunar. Da, normal, mi-i bag sus altea. Și vreau să viu la Nicu aici, la magazin, frate. Am cumpărat atâta, ia bani. Nu e corect? Eu nu sunt de acord cu așa ceva. Domnule, eu dacă mă duc, să zicem așa, lucrez cu ziua. Și omul respectiv trebuie să-mi dea și mie 100 de lei sau nu știu ce. Are cardul. Și eu cum plec acasă? Iau cardul lui și unde mă duc? Mă duc la Roșior ca să scot bani după card, ca să iau 1.000.000? Asta e problema. Deci, atât, eu n-am ce să vă spun. Cumva România s-a împărțit în două tabere. Ca la fiecare dezbatere, la fel e și acum. Evident, orășeanul e maestru în folosit cardul, dar la țară merge și caietul, când nu e card și nu e nici cash. Păi e sărăcie mai la țară aici. Ce sunt mai? Trebuie să-i dai pâine pe caiet până vine seara să-și ia mâncare. Dar până ia salarii, până intră pensia. Dar un bancomat pe aici găsim? Nu, nu, nu cunosc eu pe aici, pe ce unești. Cum îl cheamă pe căluț? Chiriță Adrian. Cum? Chiriță. Nu, nu, pe căluț cum îl cheamă? Ah, băieșel, așa îi zice. Băieșel? Da. Un card bancar? Da. Știți cum arată? Nu știu. N-ați văzut niciodată un card eu bancar? Eu nu prea mă duc în sapă, acolo te văd când e treaba, nu știu. Vor interzice pixurile, nu știu, ca să nu mai poată omul scrie pe caiet, o să ajungă să scrijelească pe pereți cu, ca în epoca de piatră, să tragă liniuțe, să dea cu dalta, să, nu știu. O să fie revoluție atunci, dacă se ajunge și la caiet, s-a terminat, îți spun de pe acum. Asta cu caietul s-ar putea rezolva de la sine. Luați și pe datorie? Mai dă și mie pe datorie vecine. La caiet? La caiet, da, da. La caiet? Da. Cât ați avut cel mai mult la caiet datorie? Depinde, ulei e 85 de lei, adică 85 de bani. Da. De bani. Da, da. Da. Am și mai luat și pe caiet. Da, da, pe caiet. Da. Deci nici cu cardul, nici cu cash-ul, cu caietul. Da, da. Cine are card și vrea să-l folosească, trebuie să bată drumul până la oraș, ne spune acest pensionar. Cât îl privește, nici nu vrea să audă de ofertele băncilor. Bancomat aveți? Nu avem și nici nu ne trebuie, că noi nu vrem să punem banii pe card sau banii noștri facem ce vrem noi cu ei și îi gospodărim cum vrem. Și nu cerem noi aprobare cuiva ce să facem noi cu banii. Facem ce vrem. Corect. Da. Și nu vrem noi să avem bancomat, nici nu ne pricepem cu telefoane de-astea, știi? Noi avem telefoane de-astea cu butoane. Da. Da, la care era înainte. Dacă și... tinerii acum plătesc cu telefonul direct, ați văzut? Da, da, da. Dar noi nu știm să umblăm cu astea. Și nici nu vreau să știm, nici nu vreau să învăț eu de la vârsta mea încolo. Să învețe ăștia tinerii dacă vrea să facă ce-o vrea. Da, oricum e... și dacă ați ști și dacă ați vrea, tot la roșiori trebuie să mergeți ca să vă scoateți banii. Uite acum. Ce v-au spus la bancă acolo? E, m-a întrebat ce fac cu banii. Da? Da. Ce faci cu ei? Ce vreau? Omul e foc și pară pe aleși, dar și pe vremurile astea tulburi. Și dacă ar fi milionar, tot nu ar duce banii la bancă. E gândirea lui și altora ca el, care nu dau hârtia din mână pe cardul de pe gard. Unde sunt banii noștri mai în siguranță? La Saltea sau la bancă? Nu la Saltea.
nu la saltea. La bancă nu. Că nu ai încredere în nicio bancă. Banca care este, care dă cel mai mult dobândă la ora actuală, aia e pădrojdie. Știi? Aha. Aia e pădrojdie. De-aia dă bani, dobândă mare, ca să pui lumea, prostimea. Să pui bani ca auză dobândă mare. Și poi mie, gata. Ca, tip Caritas. Dar cel mai bine știi cum? Puși într-o pungă de folie și încă alta, și încă alta și îngropați undeva, unde știi numai tu, să nu știe nimeni unde e. Da, să mai aveți așa, să vă lăsați cumva indicii ca să nu uitați locul. Cum să uită? Poate să uiți treaba asta. Banca subterană. Banca subterană, aia e bani. În buncăr, direct. Da. În pământ, banul nu face pui, dar măcar e în siguranță, exclamă pensionarul. Se urmărește ca statul să ia niște comisioane de la banii ăștia, da, care îi pune acolo așa și să iei cu telefonul sau cu cardul, cu ce iei. Și băncile câștigă, să știți. Da, am avut un cont care l-am achitat, uh-huh, și m-a întrebat de ce l-a achit, de ce nu-l ții, că poate mai pui. Nu, că n-am de unde să mai pui, am terminat cu banii. Da, zice, plătești 8 lei pe lună. Păi deci să plătești cu 8 lei pe lună să sub contul acolo. Cu ce mă încălzești de treaba asta? Da, nu? Tot da, să câștige. Da, asta... Pentru ce pretinde ei 80 de 8 lei pe lună, că ține un cont acolo. Și dacă vrea să mai dea la unul un cont, s-a terminat cifre, că faci cifre până la nu știu cât faci la cifre dacă vrei. Dar ei, când pui banii, ei îți dă dobândă foarte mică și când iei bani de la ei, o să ia bani și comisioane peste tot. Românii nu prea au încredere în bănci, nu știu să-și deschidă conturi, nu înțeleg cum funcționează dobânzile. Dovadă că doar unul din trei români are cont bancar, este cel mai scăzut nivel din Uniunea Europeană. Economisirea banilor la saltea în lei, în euro sau în dolari va continua să reprezintă o metodă de economisire mult timp de acum încolo, până când generațiile se vor schimba, iar cei născuți în comunism vor înțelege avantajele și, bineînțeles, riscurile unor plasamente financiare. Cash sau card? Aceasta e întrebarea. Dar card, ați folosit vreodată? Măcar să încercați? Nu. Știți cum arată un card? Budarea de sănătate. Acum e umenește. Deci veniți să luați una de asta pentru un leu, mergem amândoi la bancă. Țara moților e țara poveștilor. În cel mai mic cătun e loc pentru oameni cu suflet mare. Oamenii rămân foarte uniți între ei, să știți. Tradițiile s-au păstrat și se păstrează în continuare. Cred că prin asta ne arătăm noi că suntem moți cu adevărat, păstrând tradițiile. Ne-am întâlnit în Germania, la muncă, de acolo am continuat povestea. Și am ajuns aici, în cele din urmă. Acum o avem pe aceasta mică, are un an și jumătate. Tot ea este motivul pentru care ne-am orientat aici. Ați mai pleca la muncă în străinătate dacă ați fi nevoit? Nu, niciodată. De câte ori vorbesc de perioada aia, mă emoționez. Ce vă spunea copilul când vorbeați? Când e acasă, mamă. Atât. Și ce-i răspundeați? Mai durează puțin. Cât de puțin? Câte zile? Câte zile? Câte nopți, zice? Câte nopți o să mai treacă? Cu lecția străinătății bine învățată... Nu e așa ca la noi. Nu există conceptul de sărbători la ei. E altceva. La noi e poveste. S-au întors acasă. Au aflat că aici pământul rodește, dacă îi pui suflet. Și cum să visăm peste noapte la digitalizare, când bătrânii noștri încă vorbesc la telefonul cu fir și așteaptă poștașul la poartă? Da. Noi, eu, măiculiță, nu știu să umblu cu cardul. Eu plătesc cu banul mână.
cu banul în mână. Cu banul în mână, că așa știu. Toată viața. Toată viața așa am făcut. Și așa fac și acum. Bun, și pensia cum o primiți dumneavoastră? Vine poștarul la poartă și ne dă bani. Cât vă dă? Păi cât avem fiecare. Cât avem fiecare? Cât avem, nu se spune. Dar card, ați folosit vreodată? Măcar să încercați? Nu. Știți cum arată un card? Doamna de sănătate. Dacă de mâine spune guvernul, domne, vă puteți lua pensia doar pe card, ce faceți? Dacă ia toată lumea, o lua și noi ne învățați, spune cineva, dau la copii. Și îmi cumpără ce-mi trebuie, dacă eu nu știu. Dar să vină și guvernanții să ne învețe, nu? Până păi, sigur că da. Păi da, eu nu știu să... Ce știu eu să fac cu el? Haideți să vă întreb și pe dumneavoastră. Da. Cum vă luați pensia? Poștarul la poartă. Poștarul la poartă, da? Da. Cât vă aduce? 1.000.000... Se zăpăcim. Bani noi, 1.000 de lei, nu? 1.000.000, 1.000 de lei, 150, 250. Cât? 10.250.000, cum știu eu. Așa, 1.250 de lei. Așa, baie, pensia mea. Bun. Da. Și cu pensia asta ce reușiți dumneavoastră să faceți? Cu pensia asta plătesc lemnele, le cumpăr de la pădure, le tai, plătesc lumina, mai mi-au și un teneș, mai mi-au și un chil de ulei, un medicament că e scump pe foc, dar nu puteți să mai ne lipim de medicamente. Cardul, l-ați folosit vreodată? Cardul bancar. Cardul care e cu alimente. Nu, ăla de bancă. Unde spui bani pe el și mergi la piață. Nu punem noi bani pe ăla. Nu? Nu suntem noi stari să facem așa. Noi ne încurcăm noi și cu banii ăștia. Eu nu o să zic pe aia noi, zic pe aia veche de urmă. Da. No, dar nu. La magazin poți să plătești cu cardul? Aici în localitate? Nu. Nu se poate? Nu. Nu, că n-au. Dar ați folosit vreodată un card? Nu l-am folosit. Banii, dacă e să vi-i puneți deoparte, unde îi țineți? Unde i-ați ține? Unde aveți mai mare încredere? La Saltea sau în bancă? Păi până nu vine pe Seilantă și i-am dat în stânga-dreapta, că sunt la aia 1.000.000, că am plătit lumina, că m-am de lemne datorie. Deci n-aveți... Nu, n-are cum să stea, mai mult de o săptămână nu stă în casă. Ajungem și la oraș, la Roșiorii de Vede. Aici trebuie să vină toți cei din satele limitrofe, în caz că au nevoie de bancă și de serviciile ei. Cine vrea să scoată bani, trebuie să dea bani. Pe ce? Pe transport. De ce? La țară nu sunt bancomate, așa că oamenii se duc în orășelele apropiate ca să-și scoată cash-ul de pe card. De unde sunteți deloc? Din Roșiori sau din altă parte? Din Peretu, din comuna Peretu. Din Peretu? Da. Și veniți aici până la Roșiori? Eu banii, să mai iau câte ceva. Așa, să mai fac târguieli. Dar la dumneavoastră în localitate n-aveți bancomat? E un bancomat, dar nu prea mă pricep să... Nu prea merge, am înțeles. Da, am înțeles și nu... Nu-ți dă câți bani vrei? Am încercat odată, n-am putut să-mi scot. N-am mai încercat. La Roșiori e baza. Da, la Roșiori. Și cât faceți până aici? Păi cam o jumătate de oră așa, cu microbuzul, cu mașina de ocazie, cu... În alte cuvinte, vă puneți pe microbuz, la mașină... Și cobor în... La Roșiori. La sfatul popular, vin, scot banii și plec acasă. La sate se extrage o sumă mai mică. Da? Cum adică? Adică nu poți să... Dacă vrei 1.000 de lei, e mult. Deci da? Poți să scoți de 2-3 ori repetat ca să scoți o sumă mai mare. Dar ești neroșior, poți să scoți 1.000, 2-3 de la bancomat, deci poți să scoți. Dar la dumneavoastră există o limită? Da. Da. Deci cât puteți să scoateți maximul la dumneavoastră în localitate? 3-400. Dar scoți, scoți de 2-3 ori, introduci cardul de 2-3 ori ca să scoți o sumă mai mare. De multe ori se blochează și nu... La noi cred că de 2-3 ori a schimbat bancomatul la noi în sat, că nu am mers. Nu, deci ca să scoateți bani cât vreți fără probleme, veniți la Roșiori. Da, la Roșiori venim. La Roșiorii de Vede vin sute de oameni din alte localități ca să-și scoată banii, iar deplasarea se face de obicei în familie, pentru că părinții au nevoie de copii ca să apese pe butoane. Cum este mai bine? Cash sau card? Eu m-aș descurca mai bine cash, nu cu cardul. Chiar nu m-aș pricepe deloc să fac figurile alea acolo pe bancomatul ăla ca să iau ceva, nu mă descurc. Nu mă descurc. Și majoritatea care sunt mai... ca mine, tot așa. E greu să ne descurcăm noi cu cardul.
Da. E foarte greu. Tu cum achiți? Cash sau card? Cash. De ce? E mai simplu așa. Pentru țăranul care își vinde la tarabă din rodul pământului, bancomatul e un OZN. Cum ar fi ca fiecare legătură de pătrunjel să fie plătită cu cardul? Se întreabă uluit acest bătrân. Dar cum ne descurcăm noi așa bătrânii cu cardul? Parcă la card trebuie să-l bagi nu știu unde sau să-l pui pe aparat, nu? Da, e, în bancomat, se bagă în bancomat. Așa, păi și eu să am bancomat aici, să, cum să fac? Nu, trebuie să găsiți un bancomat pe stradă. Așa. Așa. Când vii matale să cumperi și mergem la bancă să băgăm acolo un bancomat, hai domnule, altceva n-am mai... Nu, dar acum e umenește. Deci, veniți să luați una de asta pentru un leu, mergem amândoi la bancă. Și eu să am car și mata să ai car, nu? Să treacă pe cardul matale și dacă vine 100 de inși aici, 100 de ori să vă duc la bancă. Și să stați un pic să vedeți până mă scol. Of. Păi stați să mă țucă, nu pot să trec încolo. Gata. Deci nu vă mint. Da? Așa. Așa. Hai, mergem la bancă amândoi. Hai. Mergem vreo la bancă. Haideți. Păi, asta și e... Poate pe viitor o să pun în piață, o să vă aduc aparat din acela mic. La fiecare vânzător? Nu știu, glumesc și eu, nu cred că se va întâmpla asta, dar cine știe? Și de la mine ce vreți să aflați? Că da, sunt da. De acord sau... Dacă... Cu ce sunteți noastră? Cu banii cash sau cu cardul? Banii cash... O cutie din care ies bani e puțin suprarealist pentru omul de la țară, în care originea obiectelor e cumva firească. Adică ai văzut cum a ieșit vițelul din vacă, cum e ciclul vieții și așa mai departe. Banul era, nu știu, vine poștașul cu plicul și îți dă banii cheie sau... Adică ai o origine, de unde vine obiectul, inclusiv bagnota în cazul de față. Și acum o chestie inertă în care apeși niște butoane și ies bani e cumva o schimbare de paradigmă pentru omul de la țară. În timp ce sătenii fug de carduri, bucureștenii le colecționează, până nu mai au loc de ele prin portofele. Geanta asta este mult prea mică, așa că am doar 3 carduri, dar unul este de bonuri, așa că da. 2 sunt la aceeași bancă și un card la altă bancă. Și dacă pentru cei mai mulți dintre noi banii vin, banii pleacă, alții reușesc să-i mai țină și prin buzunar. La finalul verii, potrivit BNR, românii aveau puși la saltea peste 65 de miliarde de lei, cu 5% mai mult față de primul semestru al anului. Uite, hai să fie primit. Hai că am rezolvat. Mulțumesc, mă, să fie plăceați bun. Păi, nu știu, am dat 10 lei. Care e problema? Păi tu, și eu? Păi, tu cine ești? Eu sunt banca. Ah, da, mă, comisiuni. Da, scuze. Da.